City managerul primăriei Ovidiu Bojescu exprimă nemulțumirea municipalității Romașcane față de modul în care operează legea achizițiilor publice cu proceduri superbirocratizate care tergiversează implementarea unor proiecte majore precum cel de management al deșeurilor timp de ani de zile. Din păcate, achizițiile publice se fac după o lege, nu se fac după cum vrem noi. Acum, eu aș aduce aminte domnului, acum eu nu vreau să intru într-o discuție politică pe tema asta, pentru că nu e treaba mea. Dar să nu uităm că alții licitează de 3 ani de zile groapa de gunoi la transfer de la Cordul și nu reușesc să o rezolve. Deci, din punctul ăsta de vedere, atâta vreme cât achizițiile publice se conduce după o lege, nu putem să ne batem joc și să facem achiziția cum vrem noi și în timpul în care îi scontăm noi. Pentru că asta este situația, de fapt. Proiectul Sistem de Management al Deșeurilor în județul Neamț, cofinanțat din fondurile europene, a cuprins realizarea unui depozit central la Girov, unde a fost construită o stație de transfer și compactarea deșeurilor cu o capacitate de 45.000 de tone anual și stații de sortare la Târgu Neamț, Tașca și Cordun. Aceste stații de sortare sunt concepute a prelua deșeurile pe 4 categorii: hârtie, carton, metal, sticlă și plastic. Numai stația de la Cordun are o valoare de execuție de 23 de milioane de lei. Valoarea totală a contractului este de 23 de milioane 2.312 lei fără TVA. Din păcate, stația nu este încă funcțională, noile utilaje aflându-se în conservare până la rezolvarea contestațiilor de atribuire a managementului depozitului de la Girov, litigiu care durează de aproape 2 ani. Până atunci, Consiliul Județean a fost obligat să înființeze o societate proprie care să se ocupe de colectarea și depozitarea deșeurilor la Girov într-o cerulă provizorie, societate care, din păcate, merge pe pierderi suportate din bugetul județului.